Din luna iulie a acestui an, pașapoartele nou făcute vor fi valabile 10 ani în loc de 5. Potrivit unui comunicat remis presei de instituția prefectului de Hunedoara, nu există taxă pentru eliberarea pașaportului de urgență. Documentele de călătorie se eliberează conform legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Însă pașaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal de 3 zile lucrătoare. Doar în situații obiective în care din motive de sănătate, motive familiale sau motive profesionale este necesară și urgentă prezentarea persoanei pe teritoriul altei țări și nu există timpul pentru emiterea pașaportului simplu electronic, se eliberează mai repede, însă motivele trebuie dovedite cu acte ce atestă urgența. Se arată în comunicatul remis presei de instituția prefectului județului Hunedoara. Tot în comunicat se arată că termenul normal este cel de 10 zile lucrătoare, în lipsa unor documente care să ateste urgentarea efectuării lui. Cei care au nevoie de un astfel de act pot găsi pe epașapoarte.ro toate actele necesare și tot aici se pot programa online.